2024 se anunță un an bun pentru fermierii olteni și nu numai. Direcția Agricolă Olt anunță că vor continua programele deja consacrate, dar sunt așteptate și altele noi. Legumicultorii vor putea accesa măsurile de minimis, iar crescătorii de suine pot solicita înscrierea în programul pentru mangalița și bazna. Se anunță un an bun, 2024, suntem la început. Ministerul Agriculturii păstrează, zic, și anul acesta ajutoarele de minimis, deci va fi ajutorul de minimis pentru legumele în spații protejate, ambele cicluri, ajutorul de minimis pentru usturoi, va fi și anul acesta, apoi ajutorul de minimis privind mangalița, ajutorul de minimis privind strugurii de masă, ajutorul de minimis privind cartoful și alte ajutoare care vor fi comunicate în timp fermierilor. Cel mai solicitat program rămâne tomata, ambele etape. Oltenii s-au menținut pe primul loc la accesarea acestui program încă de la lansarea lui. Cel mai accesat din ultimii ani a fost programul de ajutorul de minimis în pentru legume în spații protejate, în care de la un an la altul numărul fermierilor a crescut. Dacă am plecat, să zic așa, cu 1500 de fermieri care au accesat programul inițial, acum noi am avut în jur de 7200 de fermieri care au aplicat. Reprezentanții Direcției Agricole se așteaptă la creșterea interesului și față de alte programe. Unul dintre acestea este cel dedicat culturii de cartofi, cu toate că nu este o cultură specifică zonei. Fermierii au demonstrat că se pot reorienta.